Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea pentru ziua de miercuri 17 februarie. Din păcate și astăzi am parte de niște probleme tehnice, așa că partea de video o să fie înlocuită de o imagine statică, o fotografie cu cărțile de tarot care au ieșit pentru această zi, dar în partea de audio aveți etalarea completă. Îmi cer scuze, dar Mercur retrograd ne afectează pe toți, pe unii mai mult, pe unii mai puțin și se pare că în această perioadă mi-a venit și mie rândul să simt puterea de retrogradare a acestei planete din Vărsător. Până una alta, lăsați-mi în comentarii cum v-a afectat pe voi Mercur retrograd. Sunt curioasă de experiențele voastre, hai să învățăm împreună și poate pe viitor nu o să mai repetăm aceleași greșeli. Și acum hai să începem. Hai să vedem ce cărți o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Pe partea de dragoste avem Pajul de Săbi, carte de vigilență. O carte care apare atunci când trebuie să aveți grijă ce spuneți și cum spuneți și cui spuneți acele lucruri, pentru că astăzi există riscul să vă ia gura pe dinainte, să spuneți lucruri pe care nu le credeți cu adevărat, doar ca să vă dați mari, doar ca să epatați, să stârniți anumite reacții de la anumiți oameni și treaba asta s-ar putea să vă coste mai apoi, mai ales pe partea de dragoste. Încercați să evitați certurile și disputele în relații, mai ales dacă sunteți deja împreună cu cineva. Atunci când simțiți că aproape explodați de nervi și că o să spuneți lucruri pe care pe urmă o să le regretați, numărați până la 10, respirați adânc, calmați-vă, alegeți-vă cu atenție bătăliile pe care sunteți dispuși să le purtați, gândiți-vă dacă chiar e atât de important pentru voi să câștigați această ceartă, să demonstrați că aveți dreptate sau dacă este mai important pentru voi să aveți o relație fericită și de durată. Pentru cei singuri, aveți grijă astăzi la persoane care uneltesc în jurul vostru, pentru că cu Pajul de Săbi e posibil să apară cineva care vrea să bage zâzanie, care vrea să creeze haos și incertitudine în jurul vostru. E posibil să fie cineva care vrea să creeze o ruptură între voi și un prieten, o prietenă, sau între voi și partenerul sau partenera voastră, așa că aveți mare grijă astăzi la persoane cu limba dulce, de care pe la spate vor să vă înfigă cuțitul în coaste. Fiți vigilenți, fiți atenți, aveți grijă ce spuneți, aveți grijă cine vă aude și cum pot fi interpretate cuvintele voastre. Pe partea de sănătate avem aici Asul de Săbi, carte de claritate, adevărul iese la iveală. Pentru cei care aveți o boală pe care nu știați exact cum să o tratați, astăzi cu energia Asului de Săbi puteți să găsiți tratamentul corect sau, dacă nu chiar soluția pentru boala voastră, dacă e puțin mai complicat, măcar o să găsiți expertul, medicul, terapeutul, persoana care știe cum să vă trateze, știe ce tratament să vă dea, care știe cum să vă ajute să treceți peste această boală. Indiferent de timpul suferinței voastre, astăzi aveți șanse foarte mari să găsiți sursa problemei, nu doar un tratament care să trateze simptomele, să vă ușureze simptomele, ci un tratament care să elimine sursa problemei și să poată să vă vindece odată și pentru totdeauna de problema voastră de sănătate. Bineînțeles, dacă vreți și voi să găsiți această sursă, pentru o parte dintre voi s-ar putea să găsiți soluția ideală pentru problema voastră de sănătate, dar să nu fiți dispuși să implementați măsurile necesare ca să vă rezolvați problema. Poate o parte dintre voi nu o să fiți dispuși să renunțați la un viciu sau la un stil de viață, la anumite lucruri pe care trebuie să le eliminați din viața voastră ca să vă îndreptați sănătatea. În cazul acesta, e decizia voastră și trebuie să vă o asumați. Universul vă dă aici soluția, vă oferă pe tavă, dar voi trebuie să întindeți mâna și să o luați de pe tavă și să înghițiți pastila cum ar veni, da? Să faceți acele acțiuni care sunt necesare pentru a avea rezultatele pe care vi le doriți. Responsabilitatea nu este doar în mâna Universului, nu este doar în mâna divinității. Pentru că dacă ar fi așa, atunci noi am fi doar ca niște pioni pe o tablă de șah care nu poate să ia nicio decizie cu privire la
viața lor. În schimb, nu, avem și noi un cuvânt de spus, avem liberul arbitru. Trebuie și noi să participăm activ la procesul de co-creare a vieții pe care ne-o dorim. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici 4 de monede, o carte de stabilitate. Pentru cei care vă căutați de mult un loc de muncă, astăzi sunt șanse foarte mari să găsiți acest job pe care vi-l doriți. Pentru toată lumea, contul din bancă o să arate mai bine, puțin mai plinuț, puțin mai fericit și mai stabil astăzi. 4 de monede este doar începutul unei perioade mai stabile, financiar, unei perioade cu mai multă abundență, dar, în același timp, trebuie și voi să fiți mai atenți la cheltuielile voastre, la felul în care aveți grijă de finanțele voastre, la lucrurile pe care le cumpărați versus lucrurile în care investiți. Poate o parte dintre voi va trebui să renunțe la anumite lucruri, poate renunțați la a doua mașină sau renunțați la a mânca tot timpul din oraș și începeți să vă gătiți de acasă, poate renunțați la vacanța exotică în Thailanda și mergeți și voi la mare în România sau în Grecia. Indiferent de situația financiară a fiecărui, aici cu 4 de monede este momentul să fiți mai realiști și să vă faceți un plan de termen lung. 4 de monede poate să reprezinte o fundație foarte stabilă în viața voastră, pe partea asta financiară, dar asta nu înseamnă că acum puteți să mergeți și să cheltuiți toți banii pe care îi aveți în portofel. Nu, 4 de monede, în esență, este o carte foarte conservatoare. Așa că aveți grijă cu toate investițiile și cheltuielile pe care le aveți. Asigurați-vă că dacă aveți niște bani puși deoparte și vreți să investiți în ceva, alegeți niște investiții sigure, poate niște investiții garantate de stat. Nu vă aruncați cu capul înainte la portofoliile de investiții care vă oferă beneficiile cele mai mari, pentru că de obicei acestea vin și cu riscurile cele mai mari. Mergeți pe o investiție de risc scăzut, și cu beneficii mai scăzute, bineînțeles, dar mai sigure. La fel și pe partea cheltuielilor. Faceți-vă o listă cu toate cheltuielile voastre dintr-o lună. Ce puteți să eliminați? Ce puteți să optimizați? Și în acest fel o să aveți o mai mare stabilitate financiară, dar trebuie și voi să depuneți un pic de efort. Pentru cei care astăzi semnați un contract, că e un contract de muncă, că ați cerut un împrumut de la bancă, toate aspectele acestea legale, financiare, sunt foarte bine aspectate, n-aveți motiv de grijă. Bineînțeles, dacă ați citit tot ce scrie în contract și dacă ați înțeles ce semnați acolo. Ok. Și înainte să finalizăm acest video, vreau să vă scot și un card de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem mesajul pentru această zi. Afacerea mea este prosperă. Mă bucur de reușitele altor oameni pentru că știu că este din belșug pentru toți. Un mesaj foarte frumos care completează etalarea pentru această zi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine, în ultima zi în care soarele mai este în zodia vărsătorului. Astăzi e ultima zi în care e 100% în vărsător. Mâine, imediat după prânz, o să treacă din vărsător în pești. O să avem o zi de tranziție și sunt foarte curioasă ce energie o să iasă în etalarea de mâine. Vă aștept pe toți! Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Pa, pa!